vulpoiul și găina. A fost odată, ca niciodată, o găinușă roșie care locuia singură într-o căsuță tare frumoasă. De fiecare dată când găinușa roșie ieșea din casă, ea încuia ușa. Întotdeauna ținea în buzunarul de la șorț o farfecă, un ac și ață. Pe un deal, în apropiere, locuia un vulpoi viclean. De mult timp, vulpoiul voia să o mănânce pe găinușa roșie. A încercat din greu, dar niciodată nu a avut succes. Cum să fac eu să prind găinușa roșie?" se gândea vulpoiul în fiecare zi. Într-o zi, vulpoiul se gândi la un truc. Azi am să prind găinușa roșie orice ar fi și apoi am să o mănânc la cină își zise el. În momentul următor, vulpoiul luă un sac, o funie și plecă de grabă de acasă. Vulpoiul Biclean ajunse la casa găinușii roșii și se ascunse după un copac mare. Curând, găinușa roșie deschise ușa și coboru pe scară. Trebuie să adun repede lemne de foc!" își zise ea și începu să adune lemnele. Dar... În graba ei, uitase să încuie ușa. Asta e ocazie bună să mă strecor în casă, se gândivul poiul. Repede, urcă scara și intră în casă. Odată ce se află înăuntru, se ascunse în spatele ușii și așteptă. Curând, găinușa roșie se întoarse cu lemnele pentru foc. Puse lemnele lângă șemineu. Găinușa roșie văzu că nu era apă în casă. Trebuie să mai aduc și niște apă de băut de la râu, se gândia. În clipa următoare, lua o găleată și merse afară, încuiind, de data aceasta, ușa după ea. Trebuie să aștept până se întoarce, își zise vulpoiul. După ceva vreme, el auzi găinușa roșie urcând pe scară. Se uită pe o gaură din ușă și o văzu pe aceasta întorcându-se. Ah, s-a întors! De data asta nu am să mai dau greș!" se gândi vulpoiul. Odată ce intră în casă, găinușa roșie încuie ușa. Dar, în momentul în care se întoarse, văzu vulpoiul. Azi am prins, găinușă roșie!" zise acesta. Pasărea era foarte speriată, ea scăpă găleata cu apă, fluturându-și aripile zbă sus, pe dulap. De îndată ce a ajuns acolo, găinușa strigă. Acum să vedem dacă mă mai poți prinde, vulpoiule!" Oh, te-ai gândit foarte bine, găinușă roșie, dar am să te prind azi mai mult ca sigur!" zise vulpoiul, gândindu-se cum să o păcălească. Vulpoiul începu să se rotească în cercuri. Găinușa roșie fu surprins să se vadă asta. Apoi, după ceva, după ceva vreme, ea a început să amețească tot văzând vulpoiul învârtindu-se. Găinușa roșie își pierdu echilibrul și căzu de pe dulap. Trucul vulpoiului a avut succes. Rapid, luă găinușa roșie de gât și o băgă în sac. Apoi legă gura sacului cu o funie. Te-am prins, găinușă roșie!" exclamă vulpoiul rânjind. Vulpoiul merse fericit sus pe deal cu sacul, dar cum vremea era caldă, vulpoiul simți deodată o moleșeală. Trebuie să dorm, se gândi el și se întinse la umbra unui copac. Când vulpoiul a dormit, Căinușa Roșie se gândi cum să scape de acolo. Nu ai cum să mă ții în sac prea mult timp, bombănia și scoase ca din buzunarul șorțului. Încetișor tăie sacul și ieși iute din el, dar fără să facă prea multă gălăgie. Apoi Căinușa Roșie umplu sacul cu pietre și cu sugaura pe care o făcuse cu ajutorul aței și a acului. După aceea se întoarse acasă. La ceva vreme de când găinușa roșie plecase, vulpoiul se trezi. Când ridică sacul ca să se pornească din nou la drum, se gândi. Găinușa roșie are multă carne pe oase, astăzi am să mănânc o cină delicioasă. În curând, vulpoiul ajunse acasă și puse repede o oală plină cu apă și legume pe foc. Când apa a început să fiarbă, vulpoiul deschise sacul și îl ținut deasupra oalei, răsturnându-l. În clipa următoare, pietrele cele mari căzură în oala cu apă care clocotea și apa fierbinte îi sări pe toată fața. Vulpoiul viclean urlă de durere. De atunci, vulpoiul nu a mai fost văzut în apropierea casei găinușii roșii. Își învăța selecția. Abia aștept următoarea poveste? apunează te la canalul de YouTube totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună copii!